Momentul cel mai frumos din viața noastră ca familie a fost momentul în care au început să vină copiii, pentru că ne-am dat seama că atunci cumva parcă dăm mâna cu Dumnezeu și participăm și noi la acest miracol de creare a vieții. În același timp, momentele acestea plăcute au adus și un moment de dificultate, pentru că cel de-al treilea copil al nostru, Ioana, a venit într-un context cu totul și cu totul deosebit. Ea a venit pe lângă vestea bună pe care am primit-o, că avem un nou copil, am primit și vestea că Ioana are o malformație incompatibilă cu viața și că este foarte posibil ca după naștere ea să plece mai devreme în împărăția lui Dumnezeu. Momentul acesta dificil din viața noastră ne-a învățat foarte multe lucruri și ne-a unit unul cu celălalt, ne-a făcut ca să gândim ca unul și același, așa cum cred că ar fi firesc ca soțul și soția să simtă că este o singură persoană. Cred că este foarte important ca fiecare bărbat să-și asume rolul de tată și rolul de protector al familiei, dar nu numai într-un mod lumesc, să spunem, nu numai dintr-o perspectivă financiară, ci dintr-o perspectivă protectoare, poate. Și tot rolul bărbatului este acela de a-L aduce pe Dumnezeu aproape în familia sa și a ține legătura aceasta cu Dumnezeu. Atunci când lumea se poate prăbuși pentru o femeie, atunci este important ca bărbatul din umbră să ofere această tărie, această bărbăție, această duhovnicească, această putere din spate cu care drumul să continue înainte. Odată cu apariția Ioanei în viața noastră, ca preot, am deschis o nouă listă în pomenicile pe care le pomenesc cu drag la fiecare Sfântă Liturghie, acela al grădiniței lui Dumnezeu, așa cum am denumit-o, și care conține nume a copiilor care deja au plecat în împărăția lui Dumnezeu. Pentru că întotdeauna mi-am imaginat că pe acești copii care au plecat înaintea noastră, Dumnezeu i-a strâns într-un loc special acolo, în grădinița lui, și se bucură împreună cu el.